Câteva variante de modificări aduse acestor scheme de plafonare? Deocamdată nu discutăm de acest lucru. La acest moment când discutăm, avem o ordonanță care a oferit încă un instrument de finanțare pentru plata de conturilor la această schemă. Dar când se vor face aceste analize, evident vor fi toate variantele și va fi discuție cu tot sectorul, cum a fost și anul trecut. Lăsați asta ca următorul guvern să discute? Nu, aici nu e cu moștenire. E ceva care trebuie făcut în interesul economiei, trebuie... Numai dată, asta este, de fapt, o chestiune pe care sper să o înțelegem odată. Guvernele se manifestă în dinamica economică. Nu există un lucru pe care l-ai bătut în cuie pentru un an de zile. Trebuie să te manifesti în dinamica economică, să te adaptezi și să vii cu măsuri în sprijinul acelei dinamice. Dacă doar stai pentru că ai spus ceva la un moment dat și nu mai schimbi cadrul de acțiune, s-ar putea să existe un defazaj, decalaj între acțiunea ta guvernamentală care ar fi trebuit să fie în beneficiul cetățenilor și ceea ce se întâmplă în realitate. Ori guvernul Ciucă, dar și următorul guvern, cu siguranță asta va face, va fi în dinamică, se va adapta la ceea ce este necesar pentru a sprijini economia și cetățenii. Mulțumesc! Bună ziua, Bianca Ogarca, România. Domnule ministru, puteți să ne dați detalii legătură cu acea limită de credite bugetare pentru coordonatorii de credite finanțați din bugetul pensiilor, practic, cu alte cuvinte, guvernul ar pune o limită lunară pentru acești coordonatori de pensii? În ceea ce privește cheltuielile de asistență socială, sau haideți să-l spunem altfel. Bugetul României are o serie de cheltuieli rigide care se întâmplă lună de lună. Și acelea nu intri să diminuezi cheltuielile permanente. Pe alte cheltuieli care sunt într-o dinamică pot să intervii la limitele lunare de cheltuieli. Haideți să vă mai spun un lucru. Din luna martie, și asta se vede și în viteza care cheltuielile cresc, din luna martie se acționează în acest sens. Guvernul a aprobat lunar, limite lunare de cheltuieli. Martie, aprilie, mai. Acum doar permanentizează, cel puțin temporar pentru anul acesta, această măsură. Nu au fost probleme și cred că dumneavoastră sunteți primii care ați fi aflat dacă sunt probleme în așezarea acestor limite de cheltuieli. Drept pentru care, de ce să nu continuăm să funcționăm încă o dată, chipzuit, cu analiză și atenție, acolo unde este necesar, ordonatorul de credite vine în fața guvernului cu un memorandum și solicită o suplimentare de credite de angajament sau credite bugetare. În contextul acesta, între guvernul, dar mai ales primul ministru, vede pe ce se duc banii dumneavoastră. Ziua, Sonia Teodoriu, Euronews. Vreau să vă întreb, spuneați că investițiile sunt cele mai importante tocmai pentru a ține prețurile jos. În schimb, în condițiile în care furnizori de energie, oameni din piață se plâng că nu primesc banii înapoi de la guvern, ce garanții le oferiți că își vor primi banii pe care au primit peste 9 miliarde de lei. Asta să nu introducem. Știți care este? Să vă spun un lucru apropo de furnizori. Furnizorii care au vrut să investească au investit, iar eu personal ca ministru de finanțe le-am oferit, nu eu, dar prin băncile pe care le gestionăm la Ministerul